Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva continuă prezentarea virtuală a monumentelor istorice din județul Hunedoara. La 43 de kilometri de Deva sau 25 de kilometri de la Orăștie, înspre Gioagiu și dincolo de cunoscuta stațiune, o peșteră mai puțin cunoscută face deliciul turiștilor și al amatorilor de speologie. Cine se îndreaptă spre cheile Madei după ce străbat potecile, în spatele unor arbuști care acoperă intrarea se află peștera zidită. Versanții Pleșei Mari și ai Dosului, cu o înălțime de aproximativ 700 de metri, oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra munților metaliferi. Peștera de la Mada, aflată și într-un decor cu totul și totul deosebit, se păstrează cel mai bine. Se păstrează zidul, construit cândva la începutul secolului al XVIII-lea, cel mai probabil în contextul războiului curuților. Ea se află construită pe un perete de stâncă, accesul se făcea dificil de pe un grohotiș cu o scară de lemn care putea să fie trasă în peșteră. Astăzi peștera încă mai este folosită ocazional de către păstori care se adăpostesc cu oile de intemperii, însă este apreciată de toți turiștii care ajung în zonă. Potrivit cercetătorilor, peștera are 4 galerii care se întind pe o lungime totală mai mare de o jumătate de kilometru, însă accesul este dificil și se poate face doar târâș pe burtă.